Alexandra, care este trendul în acest an? Da? Suntem la un târg de nunți, te văd aici că ai un borcanel, cred că vrea să fie, nu? Sub formă de inimioară, da, așa, pentru mărturii. Văd că mai avem ceva sticle aici pentru țuică, că doar suntem la zală, o Alexandra. Trebuie să dea ceva la pachet țuica pentru cei de acasă. Noastră care este vestită, da. Hai pălincă, să vedem, pălincă. De cea mai bună calitate. Așa, bun, și acum suntem la standul partenerilor noștri de la PubliServe. Ei sunt din Oradea, ei ne-au pus la dispoziție și acele punguțe speciale roz pe care le dăm tuturor invitaților noștri și, bineînțeles, că au pregătit ultimile colecții, dar o să ne spună mai multe. Avem pe partea de invitații foarte multe modele în funcție de dorința fiecăruia. Venim în ajutorul mirilor, cât și a celor care pentru botez, pentru diverse evenimente. Avem zeci de modele. Care este cererea în acest an? Pentru că bănuiesc că de la un an la altul se schimbă. Ce preferă mirii? E o gamă foarte largă și nu putem să zicem că preferă ceva anume. În funcție și de perioada evenimentului, mergem pe floral, mergem pe clasic, pe elegant. Depinde de dorința fiecăruia și ceea ce îi place în primul rând. Și nu preferă doar ce este cel mai ieftin, așa cum ar fi de crezut, pentru că în momentul când ai un eveniment special, ai vrea ca să-ți impresionezi invitații și atunci de aia și paleta este atât de largă. Corect, dar venim în același timp cu un preț foarte bun pe piață. Avem invitații care încep chiar de la 80 de bani, invitații foarte frumoase și personalizate.